Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu la o nouă rețetă. Astăzi vom face împreună cartofi cu ciuperci și legume la cuptor. Pentru această rețetă avem nevoie de ciuperci. Eu am 500 de grame de ciuperci pe care le-am tăiat felii, dar această cantitate puteți să o schimbați după preferință. Am pus 4 cartofi mai mici pe care i-am tăiat bucățele, un pahar mai mic de ulei, aproximativ 50 de mililitri, 50-60 de mililitri, un morcov pe care l-am tăiat rondele, 2 ardei capia pe care i-am tăiat felii, condimente după gust, eu am un mix de condimente, printre care am pus cimbru, boia de ardei iute, busuioc, oregano, măghiran și piper. Și mai avem nevoie, bineînțeles, de sare după gust. Voi transfera acum legumele și ciupercile într-o tavă tapetată cu ulei. Voi nivela puțin. După care vom turna uleiul puțin câte puțin ca să acopere toate legumele. Și ciupercile. Vom adăuga și condimentele. Voi, dacă doriți, puteți să puneți orice alte legume doriți. Ca de exemplu roșii sau mazăre, conopidă. Acum voi pune și sare după gust. Voi amesteca acum totul. După care voi acoperi cu o folie de aluminiu și vom pune tava la cuptorul încins la 200 de grade Celsius. Și vom lăsa până la 20 de minute. După care vom lua folia de aluminiu și vom mai lăsa încă 15 minute, până când acestea va căpăta o crustă pe deasupra. Voi adăuga acum și folia. Această mâncare se prepară foarte repede și este foarte, foarte gustoasă. Dragii mei, cartofii cu ciuperci și legume la cuptor sunt gata. Sunt
foarte gustoși și sănătoși, potriviți și pentru diete sau în perioadele de post. Eu vă urez poftă bună și vă mulțumesc că m-ați urmărit și de această dată. Iar până data viitoare, vă spun la revedere!